la 402. Bing, bing, bing și bum. Și le-am dat capetele și le-am aruncat într-o mobilă. E primul pas pentru a câștiga insigna de pescar. Apoi am jupuit și am dezosat peștele, l-am gătit și l-am dat tatei. Fetele veveriță sunt mândre de tine. Așa a spus și tata, după ce și-a scos sosul din gât. Atunci e oficial, ți-ai câștigat insigna de pescar. Felicitări, veveriță Nancy. Și-am păstrat capul de pește pentru insigna de măistrie și îndemânare. Ultima insignă e pentru ajutor comunitar. Și pentru a 19-a oară la rând, câștigătoare e Penny Grant. Felicitări, veveriță Penny, pentru efortul depus la azilul de bătrâni Vârsta de Aur. Vă mulțumesc. Îmi pare însă rău că n-am primit-o ieri, înainte să încep programul de a mers în forță. Domnul Peterson ar fi fost foarte mândru de mine. Azi, fetelor, vă voi învăța cum să faceți un nod nou, bucla dublă a pescarului. Așa, mai întâi faceți un fluture, apoi înodați buclele, le răsuciți, trageți aici, trageți acolo și apare iepurașul din vizuină și bing, 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 gata nodul! Doamna Schindel, puteți repeta instrucțiunile, vă rog! Ce nu înțelegeți? Apleci, răsucești, legi iepurele și bing, 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 gata nodul! Și acum treceți la treabă. Mă duc la cabană să iau securile. Mai târziu vă voi arăta cum să le ascuțiți. E foarte periculos dacă nu știți cum, dar de fapt e foarte ușor. Aveți piatra, lama ascuțită, bing, 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 puteți să tăiați. Partea cu bing, bing am priceput-o, dar ultimul bing m-a dat peste cap. Știți ce? Am dat peste o fetiță care vrea să ni se alăture. După ce am văzut toate insignele, cred că merită să o avem printre noi. Ei, șefă veveriță, unde te-ai dus? În sus pescări, în jos pescări, unde, 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 unde? Unde? Aici erați. Regret, n-am știut la cât începeți, dar de acum știu. Mie nu-mi place să întârzi. Am primit insigna de punctualitate pentru că am fost mereu prezentă la timp la întâlnirile trupei mele 791. Dar în trupa 791, nu știu de ce, fetele au spus că nu vor să mai fie veverițe. Hei, tu ai fost în grupa mea? Și tu? Și tu? Ce ciudat! Ia uite, așa-i viața! Toate am ajuns aici! Ce-ar fi să o întâmpinăm pe noua venită cu salutul tradițional al veverițelor? Foarte bine! Acum, Polly, poți să iei loc! Unde să stea Polly? Cine vrea să stea lângă Polly? Îmi pare rău, sunt doar una. Săptămâna viitoare e rândul tău. Ce ar trebui să fie asta? Bucla dupla a pescarului. Uite cum se face bucla dubla pescarului. Aș fi bucuroasă să-ți arăt cum se face acest nod de bază. Așa voi putea câștiga insigna ajută-ți prietenul la nevoie. O să o câștig. Și după ce o să vindeți prăjiturile astea, o să veniți să mai luați. Pentru că cine vinde cele mai multe prăjiturele va câștiga cea mai râvnită insignă, vânzătoarea de prăjituri. Scopul vostru e să mergeți și bing, 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 să vindeți prăjiturile și să scoateți banii. Cu cele 10% care ne revin nouă, putem cumpăra niște arcuri noi. Sunt sigură că Mandy Swanson ar fi prima dacă am avea niște arcuri noi și niște săgeți mai bune. Așa că vindeți, vindeți, vindeți! O să-i dau cutiile mamei să le vândă la ea la birou. Și cine câștigă insigna? Tu sau mama ta? Trebuie doar să găsiți o stradă aglomerată, niște clienți flămânzi și bing, 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 le-ați vândut! Și ascultați aici! Nu veți câștiga doar insigna prăjiturilor, ci și un weekend gratuit în tabăra veverițelor. Tabăra veverițelor! Administrația le trimite în tabără pe primele două fete.
face să mă laud, dar ceva îmi spune că Poli ar trebui să înceapă să-și facă rucsăcelul. Dați-mi mai multe cutii, aveți în fața voastră pe câștigătoare. Regret că am întârziat, Miss Grace. O ajut pe asistentă să câștig insigna de prim ajutor. Am ținut de mână un copil cât timp am grijit doamna Pitts piciorul lovit. Foarte drăguț din partea ta, Polly. Știu, mamă ce plângăcios. Oricum, s-ar putea să întârzi și mâine. Trebuie să verific certificatele medicale să văd dacă sunt la zi. Sunt sigură că doamna Pitts apreciază cu ajuți. Oh, nici măcar nu știe. Vreau doar să mă asigur că toată lumea a adus analizele medicale. Îi voi înștiința pe profesorii celor care nu sunt la zi. Hă? Hei, nu e pauză. De obicei o întinzi de aici de parcă ai fi legat de o rachetă. E chestia asta cu analizele. Da, și... Poli va afla că nu mi-am completat fișa de 3 ani. Nu pricep. Mama ta nu te duce să-ți faci analizele la începutul anului? M-ar duce, dacă ar ști că trebuie. Nu duc formularul la casă. Am scăpat întotdeauna, dar acum cu Poli... Să știi că mă bucur că nu sunt în locul tău. Și eu fac ca tine și tata îmi spune că mă prostesc pe zi ce trece, a? Urăsc injecțiile, mă sperie groaznic. Și acum va trebui să fac o grămadă ca să recuperez. Seringi și ace și iar ace, ace. Uite ce, fiindcă ești prieten, trebuie să spun două chestii. Unu, te ajut, doi, ești un papă lapte. Să ne concentrăm pe numărul 1. Paftă bună și sper să vă placă prăjiturelele cu fulgi de ovăz și stafide. Își pierd din savoare, dar au o consistență bună. Alo? Hrană pentru săraci? Mă întrebam ce fel de prăjituri le dați bătrânilor. Vă mai sun, dar gândiți-vă la mentă. Sânge, respirație și oase rupte? A? Asta trebuie să știi la urgențe. Sânge, respirație și oase rupte. În caz de criză știm de cine-ți deocupă mai întâi. Dar sunt singurul prezent. În cazul ăsta ești primul. Bine, bine, uite ce... Mama dă o petrecere și are nevoie de prăjituri. Azi prezint gama noastră. Avem fursecuri de fulgi de ovăz cu stafide, de ciocolată cu mentă, crocante și specialitate lituaniană, butterscotch baba. Arată toate bine. Poți să le gust? Sigur, alege una, deși toate sunt bune. Baba. Baba e bună. E interesant cum savoarea ținundă nările. Îmi ajunge și numai să le miros. Cred că te interesează să știi că aceste delicatese sunt făcute din lapte proaspăt de vacă, iar baba este desigur un secret al veverițelor, cunoscut doar de veverițele șefe de la laboratoarele din Washington. Wow, wow, o victimă! Poți să obțin insigna pentru ajutor în caz de criză. Faceți loc, faceți loc! Trebuie să-i aplic manevra Heimlich! Norocul tău că am o insignă pentru asta. Viteza este cea mai importantă, să știi. E foarte important să fie aplicată din prima clipă de sufocare. Altfel, cine știe? Bine, să-i dăm drumul. Hei, e la fel ca atunci când am exersat pe pisică. Victorie! A fost dur, mulțumesc. Îi spun mamei de prăjituri și de anus dacă vrea. Bine, îmi datorez 50 de cenți pentru mostră. Ce? Pentru fursec? N-am de ales. Dacă nu iau bani pe ele, cineva s-ar putea preface că îl interesează prăjiturile mele fără intenția de a le cumpăra. Și asta, prietene, le trage jos pe multe dintre vânzătoarele veverițe. Și nu mai au insigna. Bună ziua! Sper că nu vă deranjez.
Vând prăjiturile veverițelor și... Am cumpărat de la fata aia. Da? Bună ziua, doamnă. Sper că nu vă deranjez. Vând prăjiturile veverițelor. Oh, mulțumesc, scumpo. Dar eu țin regim și... Cum? Regim? Cineva cu o siluetă atât de încântătoare? Dar să știți că vă pot recomanda fursecurile noastre dietetice. Au un gust bun, dar nu conțin... Știu! Am cumpărat mai multe de la fata aia. Bună ziua! Știu că vă deranjez și că nu vreți prăjituri. Mulțumesc și la revedere! Prăjituri veverițe le ador! Dau? O, mai ales butterscotch baba. Baba, baba, baba. Da, din asta am cumpărat o mulțime de la fata aceea. Văd că n-ai făcut vaccinul antipojar. Spune-i doctorului să-ți facă vaccinul și adu formularul completat înapoi. Bine, Charlie? Bine! Și Jesse, în fișa ta scrie că trebuie să faci vaccin contra tusei aftoasei, a varicelei. Oh. Nu le-am marcat pe astea? Adică nu erau marcate? Nu. Aici scrie că n-ai făcut niciun vaccin, deși pe spate, uite, sunt bifate toate bolile din lume și încă vreo câteva pe care le fac doar pisicile. Cum îmi explici asta? Te rog. Bună, Len! Câte cărucioare ai vândut? E greu să ții socoteala când vinzi atât de mult. De asta am întrebat-o pe doamna Schissel și mi-a spus că-s pe locul 2 după Penny, înțelegi? Nu. Nu pot să o trec pe Penny, dar pachetul ăsta pentru rudele mele din Lituania îmi va aduce locul al doilea. Unchiul meu adoră butterscotch baba. De-abia aștept să plec cu Penny. Du-mă acasă! Nu vreau să stau aici! Îți promit că nu mă îmbolnăvesc până la 35 de ani! Oh, liniștește-te! E doar o înțepătură care o să te usure câteva secunde! Injecții! Nu vreau injecții! N-aș zice că e doar o înțepătură! Eu am plecat! Oh! S-a întâmplat ceva, Nancy? Parcă m-a bătut azi. Nici nu te-am auzit astăzi lăudându-te vreun pic. E povestea cu veverițele. A mai rămas doar o zi și Polly mi-o ia mereu înainte. Da, Polly e cam greu de refuzat. N-aș fi cumpărat 7 cutii de la ea dacă nu mi-ar fi ascuns cheile de la mașină. V-a vândut și dumneavoastră? Polly e foarte convingătoare. Trebuie să încerci să găsești oameni la fel de disperați ca mine. Dizbracă-te, vine și doctorul. Gata! Hei, e consultație sau spectacol de striptease? Nu vreau asta! Nu vreau asta! Garantat nu vreau asta! Oh, vreau asta! Uite cine e aici! E doamna Myerson! Mamă! Ce mare lucru! N-ai nimic din ce n-am mai văzut până acum! De fapt, n-am mai văzut niciodată așa ceva înainte. Nu, e regulă, nu-mi trebuie vaccin. Oh, nu te teme, nu-ți face vaccin pentru asta? Nu? Sigur că nu, de obicei se ard. Ia-l tu. Ba tu. Eu l-am luat data trecută, încă mai am urmele de dinți. Nu vreau injecție, nu vreau. E doar un stetoscop. Și încercați să-mi spuneți de ce se irită. E boală de familie, dacă o ai și el, să-l tratăm cât se mai poate. Doamne McCoy, ați văzut broșurile noastre despre spasme ale colonului? Nu, mă întorc imediat. Vă mulțumesc!
Regret, e rece! Deschide! E tot ce pot să fac! Ai asta de mult? Mușchi încordați. Știi, pot să-ți fac o injecție pentru a... Hei, te pricepi! Nu, fără injecție, fără injecție! Vreau doar să-ți verific reflexele. Scuze, reflexe! Gata, îmbracă-te, am terminat! Yeah, grozav! Fără injecție! Oh, da, bine că mi-ai amintit! Nu vom mânca până nu veți asculta! Nu vom mânca până nu veți asculta! Nu vom mânca până nu veți asculta! Broșura despre colon este fascinantă! Imediat ce ajung acasă, îl înscriu pe Jesse într-un grup de tratament spasmatic. Unde e băiatul? Poți să ieși acum. Nu dacă îmi faceți vaccin! Nu știai? Le fac ca pe niște pastile acum. Unele au gust de gumă de mestecat. Gumă de mestecat? Da, din păcate nu și cele care îți trebuiesc ție. Jesse, încetează imediat! Domnule doctor, la stânga! Presupun că o să-mi luați bani pentru asta! Ca întotdeauna! Hei, fetele astea sunt de la școala ta, băiete! Nu văd pe nimeni! Hei, nu o să-mi faci injecție! Ți-am făcut deja! Ți-am spus că s-a terminat! Hei, n-a fost prea rău! Bine, nici următoarele 5 nu o să fie! Am făcut câte o injecție pentru toate bolile din lume și pentru unele care nu s-au inventat încă! Un ac era așa de mare că mi-a intrat prin braț, a trecut prin piept și a ieșit prin celălalt braț. Dacă am plâns, niciun scâncet. De fapt, chiar am râs în timp ce le făcea. Bravo, văd că ți-ai făcut vaccinul. Unul singur, am făcut 6. Nu mai aveam niciun loc liber pe braț. Mi-a făcut unul și în ochi. Wow. Și ce dacă am făcut 6? Eu aș face și 60. E un preț mic pentru sănătate. Atenție, elevi! Este epidemie de gripă și toți elevii sunt rugați să vină să-și facă vaccinul antigripal! Mami! Felicitări, veveriță Nancy! Ai vândut cele mai multe prăjituri! Ai dus prăjituri oamenilor flămânzi și bing, 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 pleci în tabăra veverițelor, drăguță! Bestial! Ce norocoasă e Nancy, se duce în tabără cu Penny! Nu că e grozav? O să ne plimbăm cu canoia, o să facem periuțe din rămurele. Iar pe locul 2 este Polly McShane. Ura! Ce? Dar ce s-a întâmplat că avei un avas mare? Nu știu, dar a trebuit să mă opresc și să-l vizitez pe unchiul la spital. Nu. Făcuse greva foamei și după ce nu mâncase zile întregi, s-a îndopat 11 cutii de fursecuri cu cremă. Nu era ale mele. Nu pot imagina ce fel de om ar putea să facă ceva atât de cumplit. Bună, colega! Ha? Știi, nu cred că eu am vândut cele mai multe prăjituri. De fapt, am luat 2 din pachet și le-am mâncat chiar eu. Și apoi le-am vândut bieților oameni cu tipe jumătate goale. Nu merit să câștig. Ba, meriți. Regulile noastre nu spun cum trebuie să le vinzi, ci doar să le vinzi. Iar tu ai vândut, așa că... Bing, bing, bing! Ai câștigat! Asta ne-a distrat grozav, Nancy!
Vezi cât timp ajungem noi să petrecem împreună? Ai un sac de dormit? Nu-i nimic, las că am eu unul de două persoane. Sper că nu e o tabără din aia unde te lasă în vârful muntelui doar cu un chibri și un briceag. Dar nu te teme, știu să sug o travă într-o mușcătură de șarpe.